De anul viitor vor fi 13 zile libere stabilite drept sărbători legale, perioade în care unii angajați nu lucrează, însă ținând cont de calendar, doar 8 zile sunt în cursul săptămânii. În 2015, numărul zilelor libere urcă la 13, se va acorda o zi liberă pentru îngrijirea sănătății copilului, iar familiile cu 3 sau mai mulți copii vor avea 2 zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate în funcție de decizia angajatorului. De asemenea, de anul viitor va mai fi o zi liberă de 10 mai, ziua independenței, ziua înălțării Domnului marcată la 40 de zile după Paști, dar și de prima zi de școală. Românii au liber și pe 24 ianuarie, data la care se sărbătorește unirea principatelor române din 1959 sau Mica Unire. Sărbătorile legale stabilite prin codul muncii sunt 1 și 2 ianuarie, prima și a doua zi de Paște, 1 mai, prima și a doua zi de Rusalii, adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, 1 decembrie, 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. Angajații care nu au liber de sărbătorile legale au drept de compensare cu timpul liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă din motive justificate nu se acordă zile libere, salariații beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. În ceea ce privește numărul zilelor libere din Europa, țara noastră nu este tocmai fruntașă. România are printre cele mai puține zile libere decretate prin lege, în timp ce Finlanda, Turcia, Rusia, Slovacia sau Cehia au cele mai multe. Datele sărbătorilor se modifică de la un an la altul și de multe ori angajatorii nu respectă zilele libere legale și își constrâng angajații refuzându-le concediu care li se cuvine.